Nu vă supărați, vreau să continui discursul. Nu vă supărați, avem comitet de organizare, avem comitet de organizare. În această atmosferă tensionată și-au votat liberalii bucureșteni președintele de filială. Cei doi candidați, Violeta Alexandru și Ciprian Ciucu, au avut sprijinul manifest al candidaților care se luptă pentru conducerea partidului, Ludovic Orban și Florin Câțu, iar sala s-a împărțit în două tabere zgomotoase. Vă rog frumos, dați-mi voie. Evident, nu am fost consultați pe organizare. Acest lucru este ceva nou pentru noi. Mă deranjează această șmecherie făcută de candidatul Ciucu, pe care o dezavuiez. Cei doi candidați la șefia partidului nu au pierdut ocazia să-și arunce săgeți. Florin Câțu i-a reproșat lui Ludovic Orban că nu a impus un candidat exclusiv liberal la primăria capitalei. Câți dintre dumneavoastră ați fost întrebați onest atunci când s-au făcut acele negocieri pentru primăriile din București? Vom susține candidați liberali la toate primăriile de sector. Cu respectul, domnule primar general, în 2024 voi susține un candidat liberal la primăria generală. La rândul lui, Ludovic Orban a apărat decizia de a-l sprijini pe Nicușor Dan și a acuzat Aripa Câțu că îi persecută pe susținătorii lui. Mai mult a dat de înțeles că el însuși a fost victima unor jocuri murdare. În 2016 mi-am depus candidatura la primăria capitalei și am fost împiedicat să candidez pentru că mi-a fost fabricat un dosar penal. Nu e o competiție corectă. Noi am mai fost dați afară de-a lungul timpului, dar liberalii sunt dați afară din funcții publice de PSD, nu de reprezentanța ai Partidului Național Liberal. Au fost și acuzații de fraudă înainte de votul de la PNL București. Ciprian Ciucu a acuzat tabăra Violetei Alexandru și a lui Orban că ar fi încercat să influențeze votanții.